Bine v-am găsit, vă invit să urmăriți Lumea Religioasă, o emisiune de actualitate și perspective religioase. Astăzi vorbim despre misterul de la Vatican, care determină presa religioasă să se întrebe dacă Papa Francisc se apropie de sfârșitul pontificatului său. Le Figaro face un pas îndrăsneț și dezvăluie chiar numele candidaților eligibili. Al doilea subiect al emisiunii ne duce în Rusia Ortodoxă. Convingerea colectivă este că pentru a-și păstra caracterul ortodox, Rusia trebuie să fie o putere nucleară, iar pentru a-și garanta statutul nuclear, trebuie să fie cu adevărat ortodoxă. Complicat, nu-i așa? Despre cum a ajuns Biserica Ortodoxă un adevărat gardian al securității Rusiei, vă spunem peste câteva momente. Și tot astăzi vă spunem despre protagonista serialului de succes, povestea slujitoarei, actrița Elizabeth Moss, care a crescut în Biserica Scientologică, acuzată de obicei că este o sectă cu reguli care pun la îndoială egalitatea dintre bărbați și femei. Rămâneți cu noi, începem! Despre sănătatea Papei Francisc, care se hrănesc din lipsa de transparență a Vaticanului, publicarea inexplicabil de grăbită a Constituției Apostolice, climatul de suspiciune care domnește la Vatican, au amplificat dezbaterile pe tema succesiunii papale. Ziarul francez Le Figaro a pictat o mare frescă și a vorbit deschis despre sfârșitul domniei Papei Francisc. Într-un articol al lui Jean-Marie Guénot, de obicei bine informat, se conturează o panoramă plină de clar-obscur foarte asemănătoare cu cea apărută în 1998, când Ioan Paul al II-lea a fost diagnosticat cu boala Parkinson. În paralel, notează Guénot, listele de candidați eligibili au început să apară. Sunt două nume care apar, scrie jurnalistul. Cardinalul Matteo Maria Zuppi, arhiepiscop de Bologna, foarte apropiat de Francisc, și, surprinzător, cardinalul de la Budapesta, Peter Erdo, destul de conservator. Dar este pură speculație, consemnează Jean-Marie Guénot în articolul său pentru Le Figaro. Comentăm acest subiect cu pastorul Nicolae Ionescu. Bine ați revenit la Lumea Religioasă! Bine v-am regăsit, mulțumesc pentru invitație! Așadar, haideți să ne uităm puțin pe articolul din Le Figaro. Așadar, Le Figaro se plânge de lipsa de transparență a informațiilor despre sănătatea papală și face referire că nu se cunosc practic consecințele operației pe care acesta ar fi suferit-o în 16 iulie 2021. Desigur, apar și niște fotografii cu papa în scaun cu rotile și iată, avem un subiect de comentat. Da, este normal ca starea de sănătate a unei mari figuri politico-religioase, așa cum este Papa Francisc, să intereseze și să fie luată în vizor, pentru că de aici pot decurge o serie de lucruri care pot genera viitorul apropiat sau mai îndepărtat chiar al Bisericii Catolice. Așadar, nu se știe exact și nu se va da publicității amănunte legate de starea de sănătate și nici de motivele pentru care a fost internat, ceea ce s-a făcut atunci, pentru că dacă s-ar lăsa impresia că starea de sănătate este cu adevărat una perisată, atunci lucrurile ar fi generatoare de mari controverse, iată, mișcări, pregătiri pentru un nou lider. Ca orice instituție, ca orice organizație, detalii aceasta, mișcările acestea sunt ținute oarecum într-o stare de semi
așa secret, pentru că nu se dorește ca acest lucru să devină un subiect de discuție și de analiză și de intuiție pentru presă. Oricum, presa se hrănește din orice poate să genereze subiect de presă. Dar Biserica Catolică se frământă cu mai multe probleme decât doar cu stricta problemă de sănătate, care sigur că da, este caracteristică și vârstei, având în vedere că Papa Francisc se apropie de o vârstă venerabilă, va face în decembrie 86 de ani. E normal ca vârsta să spună cuvântul și totuși se cere ca din partea pontifului așteptările sub aspectul integrității sănătății să fie maxime. Tot Le Figaro observă că recent, la inițiativa unui iezuit american, părintele Mark Massa, a avut loc la Chicago pe 25 și 26 martie o întâlnire care urma să rămână totuși secretă cu cardinali și prelați eminenți din întreaga lume. Ideea protagoniștilor a fost să înțeleagă și să se concentreze asupra mișcărilor opoziției lui Papa Francisc. Cum ați tradus și cum am traduce acest lucru, acest eveniment, care trebuia să rămână secret? Da, iată că nu a rămas secret, dar nici prea multe lucruri nu se știu. E clar că această informație care, iată, a transpirat în mass media, în presă, lasă să se înțeleagă faptul că în interiorul Bisericii Catolice se fac niște pregătiri sau cel puțin se dezbat niște subiecte fierbinți. Nu este un secret faptul că în Biserica Catolică se duce o luptă, nu de acum, ci imediat după instalarea noului papă, între latura progresistă catolică și latura conservatoare. Acest aspect apare uneori în puncte de vedere, în opinii pe care unii chiar dintre cardinalii care susțin poziția conservatoare critică în mod deschis unele dintre acțiunile sau declarațiile Papei Francisc. Așadar, problema nu este doar despre papă, despre personajul în sine, ci și despre aceste două curente care iată, duc o luptă surdă în interiorul Bisericii Catolice, care trebuie să facă față acestui val de frământări, pentru că în ultimul timp, aceste obiectări din partea opoziției conservatoare față de conducerea progresistă a Bisericii Catolice nu pot lăsa indiferentă opinia publică, nu pot lăsa indiferente curentele teologice și mari intelectuali de care ați făcut pomenire, iată-i întâlnindu-se, discutând, sigur, nu putem specula din aceste lucruri că s-a decis ceva, dar sunt amănunte, sunt aspecte importante care ne spun un singur lucru. Se pregătește ceva, se întâmplă ceva, se pun la cale anumite lucruri. Lucrurile nu pot fi lăsate pe ultimul moment. Trebuie făcute niște strategii, trebuie făcute niște aprecieri și până la urmă vorbim despre situații cu care Biserica Catolică s-a mai confruntat în trecut, pentru că trecerea de la un papă la altul, în condițiile în care nu apare decesul papei în funcție, așa cum am avut precedent în lucrul acesta, au la bază tocmai aceste aspecte care țin de ieșirea din situație de criză, cum să treci pe linie moartă un personaj, un lider, da? Și cum să promovezi un altul, astfel încât tranziția aceasta să nu destabilizeze instituția catolică. Oricum, în acest context, Le Figaro dezvăluie listele de candidați eligibili. Este adevărat că tot ei spun că nu au contribuit niciodată la alegerea unui papă, însă sunt două nume care apar, cardinalul Matteo Maria Zuppi, arhiepiscop de Bologna, așa cum spuneam, foarte apropiat de Francisc, și, surprinzător, cardinalul de la Budapesta, Peter Erdo, cunoscut ca fiind un personaj destul de conservator. Dar, tot Le Figaro spune, e pură speculație. Cu toate acestea, există această listă care, să spunem, se vehiculează, aceste nume. Da, eu cred că se vehiculează anumite nume, eu cred că se fac anumite liste. Nu este important să stabilim sau să încercăm să generăm un nume.
Dar observ în această ultimă știre faptul că apar doi exponenți ai celor două curente, progresist și conservator, da? Unul apropiat Papei Francisc, unul dintre cardinali, celălalt, iată, un cardinal din blocul estic al Europei Catolice. Și să nu uităm că Biserica Catolică a mai avut un papă, Papa Ioan Paul al II-lea, care provenea din blocul estic, din Polonia, și care, iată, nu ne miră faptul că acest cardinal ungur este parte din latura conservatoare a teologiei și a Bisericii Romano-Catolice. Oricâte nume și oricâte speculații, dacă n-am luat în calcul starea de sănătate, ce n-ar rămâne? Ar fi alte motive pentru care, să spunem, papa ar putea să plece din pontificatul său? Există și alte motive în afară de sănătate? Jurnaliștii speculează și aduc în prim plan câteva motive, dacă le-ați remarcat. Da, în primul rând aș vrea să spun, motivul stării de sănătate va fi primul care va fi generat. Să nu ne așteptăm că vor fi aduse celelalte motive. Da, cum este, de exemplu, situația din Germania, bomba exact, care a explodat și despre care și noi am vorbit. Schismă. Exact, din Germania. Schisma din Germania. Da, sunt mai multe aspecte care produc o anumită stare de tensiune în interiorul Bisericii Catolice. Una este aceasta pe care a spomenit-o, cu situația, o spune eu, destul de dramatică. Preoților gay. Exact, exact, în Germania și nu numai în Germania, pe de-o parte. Pe de altă parte, această suferință diplomatică între Roma și China, să nu uităm acest lucru, apoi situația din Ucraina, la fel, în care Biserica Catolică s-a exprimat deja. Sunt și aceste opoziții care se manifestă la nivelul Franței sau a Statelor Unite cu privire la tradiționaliștii care se opun acestei conduceri progresiste la cârma Bisericii Catolice. Iată, sunt situații diverse care, spunea un autor, au creat sau pot genera furtuna perfectă în posibilitatea, nu peste un viitor prea îndepărtat, ca la nivelul conducerii Bisericii Catolice să se producă o schimbare. Rămâne de văzut. Noi mergem la al doilea subiect al emisiunii, un subiect care ne duce în Rusia Ortodoxă. Convingerea colectivă este că pentru a-și păstra caracterul ortodox, Rusia trebuie să fie o putere nucleară, iar pentru a-și garanta statutul nuclear, trebuie să fie cu adevărat ortodoxă. Complicat, nu-i așa? Despre cum a ajuns Biserica Ortodoxă, unul dintre gardienii securității Rusiei, ne spune pastorul Florin Iacob. Ortodoxia nucleară rusă constituie convingerea colectivă că, pentru a-și păstra caracterul ortodox, Rusia trebuie să fie o putere nucleară, iar pentru a-și garanta statutul nuclear trebuie să fie cu adevărat ortodoxă, conform unei analize a site-ului de știri Europa Liberă. Manevrele simulate cu rachete balistice Iskander cu capacitate nucleară au fost făcute recent de către armata rusă în enclava Kaliningrad de la Marea Baltică, situată între Polonia și Lituania. Retorica nucleară s-a intensificat în ultima perioadă, simultan cu propaganda tot mai agresivă a media controlată de stat. Această retorică pare avea un dublu scop. Pe de o parte, este folosită ca formă de descurajare a Occidentului, pe de alta, pentru a obișnui populația cu ideea unui posibil conflict nuclear cu Occidentul. Așa cum arată o analiză a programelor televiziunilor de stat făcută de The Times, acestea promovează ideea că un război nuclear ar fi necesar și chiar trebuie acceptat. Personal, cred că cea mai realistă cale este cea a unui al treilea război mondial, având în vedere cum suntem noi și liderul nostru, Vladimir Putin. Ideea că totul se va termina cu o lovitură nucleară este cea mai probabilă, a spus șefa Russia Today, Margarita Simonian, la o emisiune de la postul Rosia 1. În octombrie 2018, la un forum internațional de politică, Putin a declarat șocând asistența la acea vreme. Un agresor a trebuit să știe că răzbunarea este inevitabilă, că va fi anihilat. În timp ce noi am devenit victime ale agresiunii lor
și ca martiri vom merge în rai, ei vor sfârși morți. Și a adăugat, pentru a fi și mai clar, pentru că nici măcar nu vor avea timp să se pocăiască. Nu a fost o metaforă, ci un credo. Rusia este îndreptățită să folosească arme nucleare, iar păcatul, dacă există, este iertat. Deci martirii ajung în rai. Așa cred și teroriștii fundamentaliști islamici. Este însă mai mult decât atât, așa cum spune Dimitri Adamski în Rusia, în Nuclear Orthodoxy, Religion, Politics and Strategy. În esență, el spune, ortodoxia nucleară rusă constituie convingerea colectivă că pentru a-și păstra caracterul ortodox, Rusia trebuie să fie o putere nucleară, iar pentru a-și garanta statutul nuclear, trebuie să fie cu adevărat ortodoxă. Este o simbioză. Ortodoxismul este fundamentul spiritual, arma nucleară este fundamentul material. În 2007, la conferința anuală de presă, Putin răspundea la întrebarea unui jurnalist. Credința tradițională și scutul nuclear sunt cele două componente care întăresc statalitatea rusească și creează condițiile necesare pentru a asigura securitatea internă și externă. Dimitri Adamski arată că începând cu dizolvarea Uniunii Sovietice în 1991, Biserica Ortodoxă Rusă s-a poziționat ca unul dintre principalii gardieni ai potențialului nuclear al statului și, ca atare, își revendică rolul unuia dintre principalii garanții ai securității nucleare rusești. Cum s-a ajuns aici? La început, biserica a colaborat cu armata, permițând militarilor să-și îndeplinească obligațiile religioase în timpul serviciului, dar în timp, pe măsură ce elita politică și religioasă a Rusiei s-au împletit, religia a pătruns tot mai adânc la toate nivelurile de comandă ale triadei nucleare, naval, aerian și terestru, și s-a poziționat ca un gardian al potențialului strategic al statului. Astăzi, preoția nucleară s-a înrădăcinat la toate nivelurile tactice și operaționale ale forțelor nucleare rusești, spune Adamski. Rămâne o întrebare simplă. Dacă Hristos ar mai fi și astăzi vizibil pe pământ, ca acum 2000 de ani, cum s-ar poziționa el față de acest subiect sau față de arsenalul nuclear? Nu ar trebui ca preocuparea slujitorilor altarului să fie aceeași cu a lui Hristos? Este clar că devine necesară o reanalizare a modelului lui Hristos și, în consecință, o repoziționare a omului religios față de acest model Iisus. În studio alături de mine se află pastorul Nicu Ionescu. Iată un subiect extraordinar de sensibil, dar pe larg dezbătut de Europa Liberă. Cum a ajuns Biserica Ortodoxă unul dintre gardienii securității? Este foarte ciudată asocierea, dar este foarte bine demonstrat acest răspuns la întrebarea pe care tocmai am enunțat-o. Cum ați perceput această asociere? Din punctul de vedere al încadrării în istoria poporului rus, pare că Biserica Ortodoxă stă la graniță. Este apărătoarea nu doar a teritoriului, ci și a credinței creștine ortodoxe. Însă este un paradox aici, pentru că susținerea invaziilor militare și mai ales privirea sau considerarea armei atomice ca fiind un fel de mântuitor al neamului, da? În care nu puterea lui Dumnezeu și sângele Domnului Hristos aduce eliberarea oamenilor, ci bomba nucleară este cea care garantează că vestul negru, întunecat, plin de demoni, nu va invada tărâmul estic pur alb și plin de credință. Este din start o poziționare greșită, neproporțională și nebiblică, dar care, iată, se manifestă și a atras cu sine o serie de critici chiar în sânul ortodoxiei, nu doar din partea celorlalte ramuri ale religiilor creștine. Nu este o asociere sănătoasă, este o asociere toxică. Biserica, în condițiile acestea, așa cum s-a și declarat, devine un simplu gardian al securității unui popor și nu mai devine un ambasador al lui
al Domnului Hristos. Mergem mai departe. Elizabeth Moss este o actriță câștigătoare a Globului de Aur, care a jucat în mai multe filme și seriale TV de succes. Cel mai recent, rolul ei din serialul de succes Povestea Slujitoarei a captat atenția într-un mod major. Moss s-a confruntat cu multe comentarii despre legătura cu controversata religie scientologică și a trebuit să vorbească despre convingerile sale în fața reporterilor cu privire la modul în care se aliniază valorilor promovate de rolul pe care îl joacă în serial. Biserica scientologică este acuzată de obicei că este o sectă care pune la îndoială egalitatea dintre bărbați și femei. Vorbim despre acest subiect cu pastorul Cristian Dobra din Spania. Bine ați revenit la Lumea Religioasă! Bine v-am regăsit! Biserica scientologică, care sunt învățăturile acestei biserici? Înainte de a vă întreba de actriță, de ce este controversată biserica? În primul rând este controversată pentru că nu este deschisă publicului, este destul de secretistă, să spunem așa, și asta strânește tot felul de comentarii și de presupuneri. Această religie, acest cult, este fondat de Ron Hubbard, care a scris o carte despre cum să-ți vindeci mintea și trupul, urmând câteva idei de-a lui Carl Jung, altele de-a lui Freud, încercând să vindece întreaga ființă umană. Unele dintre ideile lui, el a fost un scriitor de SF și a combinat credințele lui cu înclinația aceasta, spune că în trupurile noastre sunt niște suflete eterne, veșnice, care vin de undeva dintr-o zonă extraterestră, din alte planete și au venit aici pe Pământ și atunci se tot mută din corp în corp. Mă rog, astea sunt curiozități ale credințelor lor. Mai târziu el a fondat această biserică, dar au fost acuzați unii dintre liderii lor de-a lungul timpului, în special de fraudă, pentru că administrează terapii fără să aibă licențe medicale și învață medicina pretind ei fără să aibă această autoritate, sau de spionaj au mai fost atacați, acuzați, pentru că au încercat să infiltreze în guvern, în poliție și să controleze, au spionat pe unii demnitari. Așa că este înconjurat de polemică acest grup. Ne aducem aminte de Tom Cruise, John Travolta și alte personalități care, pe seama cărora s-au vorbit mult, despre Tom Cruise se crede că este cel însărcinat să aplice pedepsele celor care nu se supun regulilor. Dar gruparea neagă toate aceste acuzații și spun că sunt exagerate și scoase din context. Și acum, iată, informațiile care le avem, le avem de la membrii care s-au separat și au început să vorbească despre această organizație. Și acum Elizabeth Moss, protagonista din serialul de succes Povestea Slujitoarei, iată, ea se confruntă cu acuzații despre legăturile sale cu această controversată religie scientologică și a trebuit să vorbească despre convingerile ei în fața reporterilor și să explice cum despre valorile promovate de rolul pe care ea îl joacă în serial. Care este răspunsul ei? Da, a fost întrebată de mai multe ori, chiar când își primea premiu, de exemplu când și-a primit premiul despre care ați amintit și l-a dedicat autoarei cărții pentru că a apărat drepturile femeii. Reporterii nu au întrebat-o despre film sau despre altceva, ci direct despre contradicția cu credința ei. Pentru că fundatorul acestei religii se pare că avea o problemă cu femeile și era împotriva mișcării feministe și a ideii de egalitate între bărbați și femei. Ea a declarat că nu este de acord cu aceste vedere ale lui și că multe din ideile și doctrinele bisericii ei au fost scoase din context. Ea nu are doar o legătură cu biserica, ea s-a născut într-o familie de scientologi. La o vârstă foarte fragedă a ajuns la o treaptă superioară
aceea în care după ce ești purificat în interiorul tău, îți aduci aminte de toate traumele din trecut și le vindeci, ajungi să fii clar. Sau, eu știu, nu știu cum să traducem, e atât se spune cuvântul clar, nu? Adică nu mai ești oprimat de acele traume din trecut. Ea a ajuns la această etapă într-o vârstă foarte fragedă, deci a fost precoce în biserica ei și se spune despre ea că a fost foarte inteligentă de mică. Treaba este că ea a jucat în cel puțin două seriale de mare succes, cum a fost Mad Men și Povestea Slujitoarei, în care ambele se vorbește despre, se prezintă antieroi masculini, nu? Și despre inegalitatea între bărbați și femei. Ultimul serial despre care am amintit prezintă o lume distopică, macabră, în care fundamentaliștii religioși sclavizează femeile pentru procreare. E inevitabil să te întrebi cum combină credințele ei cu rolul pe care îl joacă în viața publică. Afară de aceste două seriale, am jucat în multe alte filme, interpretând rolul care revendică poziția femeii în societate. Dar ea spune că a fost greșit înțeleasă religia ei și că, în principal, ea nu este de acord cu vederile antifeministe. E greu să conturăm concluzii la acest subiect, dar la câteva aspecte ne putem gândi. Sunteți pastor, care sunt acele aspecte la care un om religios creștin trebuie să se gândească? Nu mai avem prea multe minute, dar atât cât putem să înțelegem, da, care ar fi direcțiile pe care le-am putea sugera. Eu când citeam toate aceste date și vedeam că practic dovezi nu există decât vorbe de la unul și de la alții, mi-am să aminte de vremea când noi eram considerați o sectă periculoasă în România și mă gândeam că este foarte ușor să arunci cu acuzații asupra unui grup pe care nu-l cunoști. În același timp, sunt prea multe informații despre această religie creată după ideile unei persoane cu o imaginație bogată și cu vederi destul de iraționale. Și vedem că este greu să detașezi viața ta publică de credințele tale, care de multe ori sunt iraționale în fața celorlalți. Aceasta ne atrage atenția, în primul rând, asupra acestui tip de religie făcută după voia unei persoane, în care fiecare își inventează ce dorește și probabil că avem în minte fiecare dintre noi astfel de religii. Și, în același timp, ne face să ne gândim cam cum ne privesc și cei din afară pe noi, uitându-se la credințele noastre și la comportamentul nostru. Aș vrea să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost la Lumea Religioasă. Ne vedem și în alte emisiuni cu alte știri. Mulțumim mult! Și eu vă mulțumesc, la revedere! În studio alături de mine se află pastorul Nicu Ionescu. Iată-ne la final cum s-a văzut Lumea Religioasă, chiar și prin ultimul subiect. Problemele lumii actuale sunt extrem de complexe. Subiecte fierbinți ca acesta, de exemplu, în care religia, oricare ar fi ea, este luată în vizor și este pusă într-un context în care parcă se descriu scenarii din filme. Și iată cum Hollywoodul, care produce astfel de ecranizări, își găsește marfa, își găsește personajele în astfel de biserici, în astfel de religii. Lucrurile acestea nu sunt pur întâmplătoare. Generarea aceasta de profile, de mari vedete, de personaje care influențează masele, dar care la rândul lor aparțin unor denominațiuni, aparțin unor biserici cu mari semne de întrebare cu privire la identitate și crez, dar care marchează generațiile acestea de tineri care privesc la ecranizări respective, pot să aibă un efect nefast asupra mentalității colective a oamenilor, a tinerilor și au un efect până la urmă chiar și pentru cei care cred în Domnul Iisus Hristos și care vor să se mențină curați de astfel de contacte care pot lăsa urme în mintea cuiva. Vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici la Lumea Religioasă. Ne vedem și mâine la aceeași oră. Vă aștept. Mulțumesc. Aici se încheie Lumea Religioasă azi. Eu sunt Beatrice Lospa. Vă mulțumesc pentru că ne urmăriți. Numai bine vă dorim!